Succesul unei trupe muzicale începe atunci când are un lider care știe să o promoveze. Ion Ocaina este un producător genial. El a creat showbiz-ul în Republica Moldova. El a sub mai mult sânge din interpreți ca oricine. Este considerat Dracula caselor de producții. Vă prezentăm impresarul și formația sa, Drumușorul. Și de... Așezați-vă! Și te așezate, scoală! Tu scoală! Pune asta! Pune asta, așa asta! Ia uite, am ceva pentru tine, ia uite! Îți place? Nu, nu, ia uite! Îți place? Ia uite! Îți place? Am cum de asta, când ești la fumat, scoate trompeta din priză! Să nu scurenteze alții, tu înțeles? Că dacă nu... Ieri au fost deschide din magazin 20 minute concert și după asta străduciți de acolo. Corect? Cine nu plătesc porumbie la casă? Deși un singur om a câștigat 20 de premii la loterie. Deși eu. Și în timpul concertului au strigat jos mafia. Voi ați dat interviu, voi știți ce a apărut pe internet? Uitați-vă! Uitați-vă tăți! Sunt un călăreț, mândru și isteț, am un calv în jos, îmblu doar pe jos. Clasna e tusovka, de mult nu m-am atarvit așa pe polnăm. La Qatar-i asta tot e meu. Eu îi hrănesc, eu îi plătesc, eu îi investesc într-înși, eu îi promovez, tot e meu. Și văd că și tu arăți foarte bine, dacă vrei să promovezi. N-ai numărul tău. Cum v-a primit publicul? Ce muzică preferați să interpretați la evenimente? Vă mulțumesc pentru reportaj! Vino către noi ușor, dacă vrei un drum ușor! Ați văzut, da? Ia uite, coșul meu. Calul, nu ți-e cald? Calul, nu ți-e șerbinte? Nu ți-o încălză șaua, nu-i caldă? Ia uite. Eu nu coși tu, eu nu coși tu. Văd că îți place să vorbești pe blatnom, așa? Hai să bazarim, vrei? Vrei să bazarim? Dacă reporter, o să pot să fim cât mai natural. Și natural? Tu înțelegi mie de natural. Uite la tine că tu porți peruca asta de la 10 ani. Fugi așa. Eu nu coși, nu coși tu. Nu coși. Cui formația? Acu-i formația? Acu-i formația? Acu-i formația? Azeului. A, corect. Pune mâna așa. Azeului care? Ion. Corect. Azeului Ion. Tu bravo! Tu bravo! Tu n-ai spus nicăieri rău. Bravo! Păi eu cu voi nu mai răb, băi. Eu cu voi nu mai răb mult. Pe mâine noi, întâmplător sau nu, noi n-avem de lucru. Vă dați-a? Dar eu am ieșit! Am găsit ieșirea din situație. Cine are copil de voi? Eu. Stai cu capul. Cum îl cheamă? Lorenzo. Lorenzo. Scrie mâine tăți cum trăi la Lorenzo, la ținuțul nostru Lorenzo. Dar pe eu i-am făcut am odat. Și ce să-i? Nu. Cum poți să zici tu că ai făcut 1200 de euro? Asta e mult pentru tine. Pentru familie, pentru noi. Ca să creștem, ca să avem de lucru. Așa că mai faci mă odată cum trăi la Lorenzo mâine. Câți ani faci? Câți ani are? 18. 18. Tăman! Tăman ați puteți cânta piese starșeletne. Și poate e prima dată când n-ați cântat. Nu mi-e frică de bau-bau, un elefant se legăna, n-ați mai cântat cântile astea. Ați înțeles? Ne-ridicat, ne-ridicat-ți! Ne-a pregătit de rin. Repetiție! Ridică-l! Tu așa-ste, așa-ste încă o dată. Scuze-mă, eu n-am uitat, eu nu pot să uit. Olimpule, trezește-te, că-ți pleacă! Ziarul nostru! Cântăm, repetiție! Încoace-te la mine, că ce eu te adun. Încoace-te la mine.